Pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor COVID-19 la nivelul județului Călărași zilele acestea, au fost desfășurate în zone aglomerate, centre comerciale, piețe, mijloace de transport în comun și terase, acțiuni de verificare a respectării măsurilor de protecție sanitară pentru a proteja sănătatea cetățenilor și pentru a nu permite desfășurarea unor activități care ar duce la creșterea numărului de infectări. La activitățile desfășurate au participat aproximativ 300 de polițiști, jandarmi, polițiști locali, pompieri, precum și reprezentanții ai Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii. În urma activităților desfășurate, la nivelul județului Călărași, echipele mixte au efectuat controle la 249 de societăți comerciale și au aplicat sancțiuni în valoare de 95.000 de lei. Totodată au fost aplicate 54 de sancțiuni contravenționale, dintre care 18 pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală, 26 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice și 10 la alte acte normative. Acțiunile vor continua în sistem integrat și în perioada următoare în vederea conștientizării tuturor cetățenilor cu privire la necesitatea respectării măsurilor de distanțare socială, precum și a prevenirii și limitării infectării cu virusul SARS-CoV-2.